Ultim moment. Începe exploatarea resurselor de gaze din Marea Neagră. OMV Petrom și RomGaz au anunțat că vor începe dezvoltarea Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre. În perimetrul concesiunii offshore s-au descoperit aproximativ 100 de miliarde de metri cub de gaze, care ar putea să asigure independența energetică a României timp de 12 ani. Mai multe detalii despre asta chiar acum ni le aduce Laura Rânja. Bună dimineața, Laura! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Cu foarte puțin timp în urmă a venit acest anunț din partea OMV Petrom și RomGaz despre exploatarea zonei Neptun Deep din Marea Neagră. Iată, o vedem și aici pe această hartă. Deci, zona Neptun Deep care va fi exploatată de către RomGaz și OMV Petrom. În această zonă s-ar fi descoperit, iată, 100 de miliarde de metri cubi de gaze și pentru ca să ne facem o idee, trebuie să știm că consumul anual de gaze din România este de aproximativ 8 miliarde de metri cubi. Atenție, ne raportăm însă la consumul din anul trecut, un consum scăzut, chiar și așa, dacă este să ne raportăm, iată, la aceste 8 miliarde de metri cubi, asta înseamnă că doar din zona Neptun Deep, iată, s-ar asigura independența energetică a României pe 12 ani. Și haideți să vorbim un pic și despre costurile pe care le presupune această extracție de gaze. Vorbim despre un cost total estimat de 4 miliarde de euro. Atenție, atât exploatările cât și investițiile se vor face în proporție de 50-50 între OMV Petrom și RomGaz, astfel că 2 miliarde de euro vor plăti cei de la OMV Petrom plus 2 miliarde de euro cei de la RomGaz. Așadar, mai vorbim și despre încă 500 de milioane de euro, costuri care vor merge către conducta Tuzla-Podișor, o conductă pentru care s-a semnat contractul săptămâna trecută. Este vorba anume despre acea conductă care va transporta gazele din Marea Neagră spre uscat. De asemenea, trebuie să știți că cele două companii au plătit deja o garanție pentru rezervarea capacității pe conductă. Vorbim despre o garanție, iată, de 88 de milioane de euro, de asemenea împărțită egal în 44 de milioane de euro care au venit din partea OMV plus 44 din partea RomGaz. Așadar, avem și estimările de extracție, este vorba despre începutul anului 2027, de atunci ar putea începe lucrările în zona Neptun Deep, de asemenea contractul pentru Tuzla-Podișor este semnat pentru 16 ani și anume este vorba, iată, despre 2026, perioada dintre 2026 și 2042. Așadar, în mai puțin, iată, de 4 ani, România ar putea să devină independentă energetic pentru cel puțin 10 ani.